Of, Doamne, dar oare lucrează drăcăria asta? Nici nu mai țin minte de când n-am pus-o. Am așa niște aparate fac că nu mai înțelegi, lucrează sau nu lucrează. Nu se aude nici o hodorăjeală, nică. Înainte, când puneai ceva, absență. Așa o drângăială îți fășie. Eu pe vremuri aveam un televizor. Apoi el lucra cu deșeala, cum se cheama, măi? Transformator deșeala. E... ap și bârnâială fășea și ala bârnâie, nu numai el, dar și el și televizorul, că nu mai înțelegei nic și grăie. Și una, două, trebuie să te uiți pe o ferestruică în transformatorul și ala, să nu se ridici și stel ca pe sus, ca pe buhnie. Și avea așa ea o rocică, o șiei și dădeai strelca înapoi în jos. Pe urmă, au apărut stabilizatorii. Aestea de amă, nu mai trebuie să-i controlezi strelca. Dar fă și eu așa o bârnâială, că nu mai înțelegei nici o nică și grăie la televizorul și ala. Ia că așele erau aparate, așele simțeau că lucrează în casă, dar nu caturile astea care își ștamuia. Arde picușorul și-al roșu. E mai timp că s-a încălzit și-o și-a pus lucrează. Și bună ziua la mea voastră. Și ați crezut că am murit, așa-i? He-he-he-he-he-he-he-he. Parcă vă aud cum ziceți. Dar oare unde-i baba Ileana, așa, măi? Când a intișă mai des la televizor. Oare nu cumva o dat ortul popii? He-he-he. Ia că o baba, măi! He-he-he-he. Jie și nevata moată. Și încă și trează la cap. Eu mă tin că n-o să mai mor niciodată. Nu știu ce planuri are Dumnezeu cu mine, dar nu vreau să mă iei la dânsul și gata. Da, să zic că mă supăr tare, parcă n-aș zice. Pe de-o parte, parcă m-a săturat de viață. Pe de altă parte, tot îmi place să aud voi o știri, să aflu ceva nou. De asta nu te saturi niciodată. Eu când mă gândesc la viața mea, ap 3/4 din trânsa îs de babă și numai 1/4 femeie, fată și copchilă. Până și amintirile mele îs mai mult de când îs babă. Eu, deși n-am ieșit mai înainte să vă grăiesc, dar păi au ce schimbări s-au făcut. S-a întors Moldova asta cu curul în sus. Nici nu putem să-mi rup ochii de la tătea astea. Nici chinouul nu e așa de interesant. Dar pe unde s-au mai văzut mai oameni buni ca așa care au fost la puterii, al de Plaștaniuc și Șorișel ușor, să fugă cu avionul? Chino, chino și alta nică. Ei, și chinou a fost interesant până ne-am amintit că în buzunarele mele nu-i chiar așa interesant. Eu la aceștia noi care au venit la putere și vreau să le zic. Știu că vă-i greu, chiar și eu ne-am dat seama de asta. Dar ea că așa cum le-i greu, tot ați ne rădit și pența amuia la toamnă. Înainte ne-o mărea numai primăvara, la 1 aprilie, de ziua râsului. Da, mu, ați ne-o rădit și toamna și primăvara. Cu 10%, e gine, măi băieți și fafetiților. Dar și să vă zic eu, eu la mele 900 de lei pe lună, azi mai adaug am o toamnă 10%. Și asta și cât? 990, așa ne-o spus. Dar o nepoată de-a mie are copil de țâță. Și eu o s-o cotit, pentru copilul și ala îi trebuie cel puțin 2700 de lei pe lună. Apoi, măi băieți și fafetiților, aiștia noi care ați venit la guvern, nici de o vorbă, nu-mi trebuie ca la un copil de țâță pampersuri. Eu vara, să mă scuzați de vorbă, nici chiloți nu port. Dar chiar ați ne lăsați așa voi pe noi babele, numai cu 990 de lei, dar pe asta-i cum așa, o treime dintr-un copil de țâță. Ia mai vedeți, poate să mai găsești ceva prin punga aceea a statului. Eu, știți ce? Eu, dacă trebuie, trăiesc cu 990 de lei. Trăiesc, dacă trebuie, și cu 500 de lei pe lună. Dar nici de voi, măi. Cum a să uite lumea la voi, dacă ați ști că noi pentru voi
suntem ca a treia parte dintr-un copil de țâță.